deschidere a anului universitar 2018-2019 al Universității Hiperion și mult, mult succes în acest an și în toți cei care vor urma. Aplauzele care au fost după întonarea solemnă a imnului Gaudeamus Sigitur să vă însoțească pe tot parcursul acestor ani de universitate și ai tuturor celor care urmează în cariera voastră, pentru că dacă ați ales cariera universitară, înseamnă că sunteți oameni curajoși care se preocupă de viitorul lor și nu numai al lor și au capacitatea de a depăși toate obstacolele intelectuale care inevitabil vor apărea pe tot acest parcurs. Câteva cuvinte despre trecutul și viitorul acestei universități. Ei bine, avem un corp de cadre didactice cu adevărat remarcabil. Aceasta este principala explicație pentru care suntem o universitate viabilă. Timp de 28 de ani, noi ne-am menținut sau chiar am crescut procentul din numărul total de absolvenți pe țară care urmează cursurile acestei universități. Este singura explicație, calitatea corpului didactic al universității. Ei bine, în viitor așteptăm, poate chiar din rândurile dumneavoastră, așa cum s-a văzut, absolvenți care să completeze acest ansamblu academic și sunt sigur că pe undeva în sala aceasta există cel puțin o astfel de persoană, dar trebuie să știți, rigorile academice actuale sunt extrem de stricte, în primul rând pentru cadrele didactice. Pentru a putea să reușești la un concurs pe un titlu universitar, este necesar să avem în urmă o carieră științifică, în primul rând, prin cercetări proprii, cercetări originale, publicate în diverse reviste de specialitate. Există punctaje foarte clare în legătură cu aceasta, iar faptul că noi avem mulți conferențiari și profesori înseamnă că foarte mulți au depășit standardele impuse la nivel național pentru a ocupa astfel de poziții. Este inutil să precizez că la aceste poziții pot să concureze și cadre didactice de la stat și orice alt cadru didactic din Uniunea Europeană. Prin urmare, competiția cadrelor didactice de la noi din universitate a fost acerbă și puteți fi siguri că îi avem pe cei mai buni pentru posturile respective. Dar cred că mai mult vă interesează să vorbim despre viața studențească. Într-adevăr, avem aici o largă dihotomie între împărțirea timpului spre activități academice și activitățile obișnuite care sunt specifice, în special tinereții. Ei bine, va trebui să găsiți un echilibru. Niciunul dintre noi nu este absurd, vorbesc de cadre didactice. Nu vă cere să vă dedicați zeci de ore pe săptămână studiului. Iar dacă vă cerem, este în primul rând pentru că așa e normal. Este perioada în care aveți cea mai mare capacitate de absorpție a unor noi cunoștințe și nu vă ascund faptul că această capacitate scade în timp, mai ales dacă nu este antrenată. Ei bine, profitați de această capacitate.
așa cum acum atingeți nivelul maxim, să zicem, în performanța sportivă, la alergare sau la greutăți sau orice alt sport, tot așa priviți această perioadă ca o perioadă de maximă capacitate intelectuală de absorpție și formare a noi cunoștințe și deprinderi. Nu ratați această perioadă. Înțelegeți că ea este utilă în tot restul vieții, în carieră și în viața personală, în reflexia exterioară și în reflexia interioară a fiecăruia. Vrem să avem, să aveți satisfacții profesionale, dar care să nu genereze sentimente de frustrare pentru o tinerețe care a fost nu chiar irosită, dar ciuțită academic, să spunem. Ei bine, trebuie, cum spuneam, să găsiți echilibru. Nu va fi ușor. Veți avea foarte mult de învățat. La fiecare examen veți avea de învățat o materie echivalentă cu 4 ani de liceu, poate. Mi se pare greu? Nu. Foarte multă lume reușește. Pentru că, așa cum spuneam, sunteți la vârsta maximei capacități de absorpție a cunoștinței. Veți avea examene, mai grele sau mai ușoare. Veți pica examene. Bine, cu toții am picat. Eu am picat la socialist științific, parcă. Exista o asemenea materie absolut imposibilă. Așa că vă înțeleg. Așa că vă înțeleg. Cu toții vă înțelegem. Și este normal. Pentru că un examen nu vă definește complet. Un examen definește încercarea de la un moment dat. Și niciun profesor nu va fi absurd, nici într-un sens, nici în celălalt. Trebuie să știți că, spre deosebire de universitățile de stat, noi nu vă considerăm de cealaltă parte a baricadei. Nu suntem în poziții opozabile. Trebuie cumva să avem scopuri comune și chiar le avem. Pentru că un profesor are satisfacția maximă atunci când studenții au succes. Și nu numai la examenul lui, ci în general și în carieră. Nu există satisfacție profesională mai mare pentru un profesor decât să știe că un fost student de-al lui a ajuns foarte sus și este foarte apreciat de toți. Acesta este crezul nostru. Pentru că, de ce să nu recunoaștem, partea materială nu este grozavă în învățământul superior, nici la noi în universitate și nicăieri în lume. Profesorii universitari au alte satisfacții, iar satisfacția lor principală este studentul, cariera lui, capacitatea lui de a progresa, de a se impune. E bine, foarte mulți de-a lungul anilor s-au impus și periodic avem unele întâlniri oficiale cu astfel de studenți care au avut cariere de succes. S-au mânat deseori diplome unor absolvenți ai Universității Hiperion într-un cadru festiv pentru succesele deosebite. Și deși avem facultate de arte, de exemplu, în care succesul unui absolvent este foarte vizibil, totuși am decernat astfel de diplome și în multe alte domenii, pentru că, totuși, Universitatea Hiperion este una dintre cele mai largi ca spectru dintre universitățile din țară, având de la științe exacte și inginerești, cum s-a pomenit, până la Facultatea de Arte,
18 specializări. Sperăm ca în anii viitori, nu foarte mulți, peste nu foarte mulți ani, și dintre voi să fie cei care vor primi această diplomă de apreciere din partea foștilor profesori, actualilor studenți, a unei cariere de succes. Sunt sigur că mulți dintre voi vor reuși acest lucru și vă urez mult succes în anii universitari. Am să îl invit să vă adreseze un cuvânt și reprezentantul primăriei sectorului 2, domnul consilier Silviu Feroi. O să citesc o mică scrisoare din partea domnului viceprimar Dan Cristian Popescu, adresată domnilor voastre, pe care o să vă adresez câteva cuvinte din viața mea de student și din ceea ce consider eu că trebuie să se întâmple în România și pe o comunitate locală. Cu permisiunea dumneavoastră o să mă așez și o să fim la egalitate ca să putem discuta liber. Onorat prezidiu, stimați profesori, dragi studenți, vă mulțumesc pentru ocazia oferită și pentru faptul că mi-a acordat prilejul să vă transmit gândul meu bun. Mesajul meu pentru dumneavoastră nu este unul academic, chiar dacă am fost crescut în acest mediu. Este un mesaj din partea unui politician implicat în activitatea locală, care este și părinte și care știe atât plusurile, dar mai ales minusurile de care profesorii și studenții deopotrivă le întâmpină. Dragi studenți, ați ales drumul în universități din diferite motive. Ați ales să vă continuați și aprofundați studiile pentru a oferi plus valoare, atât societății în care trăiți, dar mai ales vieții dumneavoastră personale. Nu abandonați acest drum. Nu uitați că fără cunoștință, fără valori și fără principii, nu există conținut. Trăiți acum cea mai frumoasă perioadă a vieții dumneavoastră, universitate de elită, înființată acum 28 de ani, și pe care au absolvit 1000 de studenți înaintea voastră. Să-i faceți cinste și dumneavoastră, să nu abandonați. Chiar dacă vi se pare greu, să nu renunțați. Pentru că ceea ce veți acumula în acești ani va fi baza dezvoltării dumneavoastră ulterioare. În final, mă voi adresa bobocilor, celor care acum pășesc prima dată universitate. Începeți viața de student în an centenar, un an cu simbolistică aparte. 2018 este despre unire, despre regăsirea credinței românilor, care spune că toată suflarea românească trebuie să trăiască armonios împreună. Vă doresc din inimă tuturor să descoperiți împreună frumusețea studenției, dar mai ales avantajele unei educații de calitate. Mult succes și Dumnezeu să vă călăuzească drumul. Dan Cristian Popescu, viceprimarul Cetului Sătului. Și un cuvânt din partea mea, o să vă îndemn un singur lucru. Să nu uitați că pe lângă viața de student, sunteți și români și vă rog din tot sufletul să vă implicați civic în această lucrare pe care fiecare om în această țară o are. Să nu vă luați după tot felul de afirmații, după zvonuri, să gândiți lucrurile ca atare și fiecare piatră pe care o puneți, o puneți la temelia unui stat, statul românesc și statul nostru. În an centenar eu vă doresc la mulți ani și vă mulțumesc frumos, mi-a dat ocazia să mă adresez vouă. Mulțumim foarte mult domnului consilier și pentru cuvintele frumoase trimise de domnul viceprimar. Este într-adevăr încurajator să vedem că și autoritățile publice sunt preocupate de soarta Universității Hiperion, pentru că, spre deosebire de universitățile de stat, aș spune că noi nu suntem menținuți pe aparate. Noi ne descurcăm singuri în economia de piață, iar faptul că ne menținem se datorează numai efortului nostru. Cu toate acestea, orice ajutor din afară este binevenit și acest lucru se concretizează de cele mai multe ori prin posibilitatea ca studenții să facă practică în diverse instituții de stat sau în diverse firme private. Oricum, pentru toate gândurile bune, atât cele exprimate acum, cât și cele care sperăm vor fi exprimate în viitor, mulțumim încă o dată. Iar acum,
O să declar închisă această festivitate pe universitate a deschiderii anului universitar 2018-2019.